Hai să vedem ce face Bianca noastră. Înțeleg că este prin oraș. Unde mai exact? Bună, Bianca! Bun găsit, dragilor! O să vă spun imediat de unde vă mai surprind și astăzi, dar până atunci, Ade, trebuie să-ți urez un călduros la mulți ani. Mulțumesc! Mulțumesc, Bianca! Și o zi cât mai frumoasă! Mulțumesc. Bun, trebuie să vă spun. Trebuie neapărat să veniți aici la Festivalul Tradițiilor Românești, că veți găsi niște minunății extraordinare. Fiți atenți, în spate aici am exact standul cu produse realizate din ceramică. Bănuiesc că trebuie să întorc camera. Vedem, ok. Da, e de la Horezu, de unde e ceramica asta? Oamenii vin exact din județul Harghita. Harghita. Practică meseria asta, mi-au spus de când erau mici, de undeva de la vârsta de 5 ani. Este superb. Uitați-i aici, lucrează de zor, se pregătesc pentru cei care urmează să ajungă la târg. Ce obiecte sunt acolo din ceramică? Avem parte de vaze, avem farfurii, căni foarte multe. Dar știi ce? Tot pentru că este ziua Adelei, m-am gândit foarte mult la tine, Ade, și am spus așa, știu că nu e de glumă cu tine, dar trebuie neapărat să-ți arăt ce cadou ți-am ales. Ia, aoleu! Cămașă pictată manual cu un borcan cu murături de ciocolată. Da, bravo! Mă, de ce toate cadourile au legătură cu mâncare? A, uite și cu pantofi. La pantofi nu te-ai gândit? La pantofi nu m-am gândit, m-am gândit imediat la mâncare, ce asta să-i faci. Zic, știi? Vezi? Corect, și tot pentru că urmează sezonul cât mai rece, vine frigul peste noi, oameni buni, avem în spate standul cu blănuri. Așa da! Oricum, după cum ești îmbrăcat, pare că nu prea ți-e teamă de frig, așa, nu știu cum să zic, știi? Pe mine mă încălzește sufletul, Cove, sufletul meu este plin de soare. Da. Să te văd la minus 10 grade. Da. Bun, mai am ceva să vă arăt neapărat. Ia, arată-ne! Știu că vă este poftă de ceva dulce și ceva sănătos în același timp, așa că avem standul cu dulceață din trandafiri. Mm-hmm. Dar nu numai apă de trandafir, avem cât mai multe produse, exact, aduse din Botoșani, îmi spunea aici producătorul. Trandafir. Este foarte frumos, vă vin cu energie și cu voie bună. Oamenii urmează să vină, am văzut deja câțiva vizitatori, vor avea loc concerte, avem multe standuri de mâncare, mâncare tradițională. Mai departe am putea vedea standul cu lavandă, dacă ne interesează. Sunteți curioși? Suntem foarte curioși, dar putem ne să vedem cineva la ușă. Un pic mai târziu că bate cineva în ușă. Cioc, 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 cine să fie publicitatea. Mulțumim tare mult, Bianca!